Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Slash a anunțat noul proiect de ziua ei. Slater Colu și-a sărbătorit ziua de naștere ieri după amiază alături de cei mai apropiați prieteni. Noua imagine a Slater Colu, care a mers la Carrefour pe nume Sabitakaia înainte de ziua ei, și-a lipit părul și și-a pus breton, a fost foarte plăcută. Slater Colu, care a spus că a venit la Carrefour sub constrângerea fetelor și chiar a vrut să stea acasă și să fie singur, este foarte nemulțumit de posibilitatea de a fi din nou șomer. Faruk Turgut a anunțat că dacă instanța va lua o decizie negativă, seria Kızılcık Şerbeti va fi reziliată și anulată. Cu toate acestea, Slater Colu a fost însoțit de un producător surprize de ziua lui, iar noua rege a lui Slater Colu a fost anunțată. Așteptarea seriei Kızılcık Şerbeti continuă. Dacă Comisia Judiciară a serialului, care nu va fi difuzat săptămâna aceasta, este de acord cu Ertug și impune de 5 ori o interdicție de difuzare, serialul se va încheia cu al 27-lea episod. Dacă din teren iese un rezultat pozitiv, serialul Kızılcık Şerbeti va face finalul sezonului cu episodul 32. Deși această așteptare a obosit-o foarte tare pe Slater Colu, aceasta s-a bucurat că proiectul digital a fost finalizat în sezonul estival. Serialul de comedie romantică va consta din 10 episoade, iar numele lui Aytaç Şaşmaz sau Tolgahan Sayışman o va însoți pe Slater Colu. Ambii actori sunt înregistrați la compania de management al talentelor în care este înregistrată Slater Colu. Cu ce actor ai vrea să lucrezi? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!